Iubiții mei, continuăm un fel de istoric al creștinismului. Am arătat data trecută cum Erasmus de Rotterdam a chemat creștinismul înapoi la învățătura Domnului Iisus. A fost receptat bine de către anabaptiști, a mai fost foarte bine receptat de mișcarea pietistă din Germania și apoi, la anul 1830, în Anglia, a apărut un predicator pe nume John Nelson Darby. John Nelson Darby a venit cu o învățătură foarte ciudată. Fiți, vă rog, foarte atenți. El a spus așa: Iisus a predicat 3 ani despre Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, cu speranța că evreii o vor primi și el va răspândi Evanghelia Împărăției prin evrei. Dar atunci a ajuns la concluzia că evreii nu-l primesc și atunci el și-a zis: ce mă fac? Evreii nu mă primesc. Prin urmare, predic degeaba. Și, așa cum spun el, s-au spus, a fost o criză în viața lui Iisus și în cele din urmă el a zis: iată ce fac. Toată învățătura despre împărăția lui Dumnezeu o suspend. O amân pentru o perioadă îndepărtată numită 1000 de ani. Introduc planul B. Planul B este planul crucii și a bisericii. Mă duc la cruce și prin cruce inițiez biserica, adică pe cei care vor fi mântuiți prin Evanghelia Crucii. Epoca bisericii va fi o epocă specială care n-a fost prevăzută în Vechiul Testament. E introdusă pentru că a apărut această criză. Și Nelson Darby a produs o mișcare foarte importantă în creștinism, numită dispensaționalismul. A prins și în Anglia, dar a prins mai ales în America și cel mai mult a prins în secolul 20. Aici, în America, a apărut sub forma aceasta de credința în răpirea bisericii. Nu peste mult, biserica va fi răpită, cei care vor fi răpiți vor merge la nunta mielului timp de 7 ani, după aceea ei vor veni cu Domnul Iisus pe pământ,
Și aici va începe împărăția de 1000 de ani. Acest lucru a fost extrem de puternic până acolo încât foarte multă vreme s-a spus singurul lucru care contează este să credem în jertfa Domnului Iisus și mergem în cer. Creștinismul actual la aceasta se reduce, a crede în jertfa lui Iisus și în felul acesta să mergi în cer. Lucrurile au început să se schimbe printr-un teolog pe nume George Eldon Ladd. George Eldon Ladd, în 1959, a publicat o carte intitulată The Gospel of the Kingdom, în care a arătat că Evanghelia Împărăției e aici și acum și pentru aici și acum. A publicat o a doua carte 4 ani mai târziu, în 1963, The Presence of the Future, în care argumentează foarte științific cum Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu e esența creștinismului, care e aici și acum. Și în felul acesta au început să se schimbe lucrurile. Primul care a îmbrățișat ideea asta a fost John Wimber, care în California a început mișcarea despre împărăția lui Dumnezeu aici și acum, și de la el apoi au fost alții. Suficient să vă amintesc pe Miles Monroe, The Rediscovery of the Kingdom of God, redescoperirea împărăției lui Dumnezeu. Și autorul acesta spune, domnilor, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu era sub nasul nostru, dar noi eram așa de orbiți încât nu vedeam. Efectiv, noi nu vedeam, dar acum, dintr-o dată, mi s-au deschis ochii. Am redescoperit împărăția lui Dumnezeu. Și dragii mei, de pe la 1980 încoace, a început mișcarea numită Împărăția lui Dumnezeu aici și acum. Dacă vreți să vedeți cât e de extinsă, cei care vorbiți engleză, citiți engleza, intrați în Amazon și puneți acolo The Kingdom of God Here and Now. The Kingdom of God Here and Now. Și o să vedeți că vi se arată 10 de cărți apărute în ultimii 20 de ani pe tema aceasta. The Kingdom of God Here and Now. E cea mai mare revoluție în istoria creștinismului. Întoarcerea către
învățăturile Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu. Despre astea voi continua să vă vorbesc în emisiunile viitoare. Dar țineți cont, nu-i ciudat, de la Constantin încoace, inclusiv prin Nelson Darby din secolul 19, tot felul de învățături cu un singur scop, să ne abată de la ce ne-a învățat Domnul Iisus. Acum, revoluția ce se întâmplă în creștinism e că ne trezim că autorul creștinismului e Domnul Iisus și trebuie să luăm toată învățătura Lui și să ne clădim viața pe învățătura Domnului Iisus. Revoluția întoarcerii la Evanghelia împărăției, așa cum ne-a dat-o Domnul Iisus. Iată steagul nou sub care mergem de acum. Slăvit să fie El, Domnul nostru. Amin.